Fiți atenți la ce cumpărați de la tarabele din piață și asta pentru că unii comercianți, contrar prevederilor legale, păstrează ouăle, carnea sau produsele lactate nu în frigidere, dar sub razele directe ale soarelui. Specialiștii afirmă că temperaturile ridicate pot transforma un produs proaspăt într-o bombă alimentară, iar consumatorii riscă probleme digestive, nutriționale sau chiar toxinfecții. Întrebați dacă e o normă ca produsele ușor alterabile să se păstreze în condiții antisanitare, vânzătorii intervievați au găsit explicații. Vedeți ce e aici? Eu vreau să vă arăt. Apă, vedeți? Da. Și la toate, vreți să vă arăt că e apă. Da. E machet, măliaj. O leacă s-a dezghețat în frigider, scot înghețată. Că acum vară e periculos. De ținut mult carne la cald. Puneți mâna. Sreci. Ele sunt recite, puse la cutie. În cutia asta îți păstrează vara temperatura de vară, cât să fie reci. Oamenii au păreri împărțite. În timp ce unii spun că nu ar exista vreo problemă, alții evită să facă achiziții în piețe. Nu sunt probleme, eu cred că. Lumea, dacă ar fi probleme, nici nu ar cumpăra. Dar așa înseamnă că nu sunt probleme și se poate de cumpărat. Condițiile la noi sunt joase. Nu sunt atât de dezvoltate și decât să ne punem viața în pericol, ne costă mult mai mult sănătatea în tratament. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor efectuează controle inopinate pentru verificarea conformității produselor alimentare. În afară de controlele planificate, desfășurăm și un șir de controle inopinate, care vin pe baza la careva petiții, sesizări de partea consumatorilor. Consumatorii sunt atenționați să achiziționeze produsele doar în locuri autorizate.